Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Mințăr, dacă e bun găsit în studioul Antena 3. Astăzi, alături de noi, îl avem invitat pe Daniel Ștefan Drăgulin, președintele PNL Călăraș și candidat la primăria municipiului Călăraș pentru al treilea mandat. Da, este adevărat. Bună ziua celor care ne privesc, bună ziua dumneavoastră și mă bucur că am avut ocazia să vin astăzi alături de aici, să putem discuta câteva probleme pe care sunt povesti că mi le... Înainte de probleme, înainte de tot ce se întâmplă în municipiu, vreau să profit de prezența dumneavoastră și să vă urez la mulți ani pentru ziua de mâine. Mulțumesc, că va fi mult. Ziua, da, ziua, va fi ziua dumneavoastră. Da, mulțumesc mult de tot. V-aș propune în această perioadă să discutăm problemele pe fiecare cartier în parte, dacă sunteți de acord. Da, sunt de acord. Și astăzi vreau să începem cartierul Măgureni. Da. Trebuie să recunosc că, într-adevăr, cartierul Măgureni poate, deși zic că au fost lăsat mai deoparte, există preocupare din partea noastră, dar datorită unor probleme obiective, și am să le enumăr aici pentru că este normal ca toți cei care stau în zona aceea să știe ce s-a întâmplat, lucrurile au demarat mai târziu. Eu vreau să vă spun de la bun început că marea majoritate a primăriilor, mai ales reședințe de județ, banii pe care au din bugetul local nu le sunt îndeajuns pentru a executa lucrări. Ca atare, fiecare primărie își face o evaluare foarte clară, se vadă gradul de împrumut și încep să propună consiliilor locale, după care se aprobă acele împrumuturi. Am avut un împrumut de 200 de milioane pe care i-am cheltuit și se vede pe ce am cheltuit și bineînțeles am avut un împrumut care a fost aprobat în 2018, dacă luăm înșel în iunie, în martie, da? În care printre lucrurile pe care vrea să le efectuăm acolo și atunci se vorbește pentru fiecare în parte, acum vorbesc de Măgureni, era trecut și cartierul Măgureni, canalizare pluvială și menajeră. Unor consilierii PSD, care întotdeauna spun că au fața întoarsă către cetățeni, au avut de fapt spatele întors către cetățeni și nu au aprobat în ședință. Totuși, cu un număr de 12 voturi, a trecut acest împrumut. Ca să demonstreze că ei au ultimul cuvânt, pentru că avea prefectura PSD, da? Nu peste mult timp mi-a atacat acest proiect. Deși noi aveam desemnat, atât mai era desemnat cu câștigătoarea băncii, era vorba de cec, finanțarea pe împrumutul respectiv. A fost atacată, banca s-a retras, eu am atacat în contencios și am câștigat atât pentru acest proiect, cât și pentru contestația de tratament împotriva țânțarilor. Cu o zi, atât de mult țin la Călărășeni cei din PSD, că mai aveam o zi din cele 6 luni de contestație și mi-au atacat ca să nu mai pot demara licitația care durează cel puțin 6-7 luni. Dar cu toate astea ne-am descurcat. Asta este fața adevărată a PSD-ului. Cu toate acestea, eu am demarat o procedură, am reluat toți pașii care sunt necesari pentru a realiza acest împrumut și am realizat împrumutul în 2019. Având împrumutul, automat, în paralel, noi am început să realizăm pașii care trebuie pentru a demara licitația respectivă. Da. Deci dumneavoastră ați încercat din 2018, da, printr-un împrumut bancar, să derulați mai multe noi proiectul proiecte. Avem. De fapt, caietul de sarcini. Mai multe proiecte în municipiul Călăraș, printre care și canalizarea exact. Pluvială din și cartierul... menajeră. Pluvială și menajeră din cartierul Măgureni. Bineînțeles, da. Acest proiect de hotărâre pentru un împrumut a fost atacat. Da. Vi s-a blocat. Să înțeleg exact pași. S-a blocat. Eu între timp am atacat în instanță. Ați câștigat. Am și câștigat s-a și ajuns cu toate aceste proceduri în 2019. Da, bineînțeles, da. Ce s-a întâmplat în 2019, în 2019 cu proiectul? În ianuarie 2019 am ridicat în SEAP caietul de sarcini în care prevedea proiectarea și execuția canalizării menajere și pluviale din Măgureni. Perioada de evaluare, așa cum v-am spus, după ridicarea caietului de sarcini în ianuarie 2019, a durat până în august 2019. Ulterior s-a... În august 2019, 19, a fost desemnat câștigătorul. Desemnat câștigătorul, care însemna pentru proiectare execuție. După ce s-a semnat contractul, acesta a trecut la
realizarea proiectului, iar în noiembrie 2019 au început lucrările propriu-zise. Pot să vă spun că n-a fost o iarnă foarte grea. Organizarea de șantier a demarat destul de greoi, dar în momentul când s-au apucat au lucrat foarte bine și se vede și în teren că lucrează foarte curat și foarte repede. Faptul că n-am terminat până acum o parte din toată lucrarea de canalizare menajeră se datorează unor cauze obiective, după cum știți. Este vorba de pandemia asta care a apărut, oamenii n-au vrut să mai lucreze, am purtat discuții cu ei, chiar nu găseau cazare pentru muncitorii cu care veniseră firmele respective. Eu cred că timpul ăsta care nu s-a lucrat va fi recuperat, pentru că după cum am observat și mă uit în fiecare zi la stadiul cărui lucrează destul de repede. Se vor încadra în grafic. Sper să se încadreze în grafic, pentru că acum nici nu poți să le impui un anumit, să respecte termenul, tot atât cât au existat cauze obiective pentru stagnarea lucrărilor. Dar cred că pe parcurs oamenii vor recupera cât mai mult teren ca să poată să termine lucrarea cât mai repede. Pentru că e interesul lor ca lucrarea să termine mai repede, pentru că banii sunt cheltuiți altfel. Da. Contracandidatul dumneavoastră, domnul Marius Dulce, din partea PSD-ului, a spus de nenumărate ori că în momentul în care ați desemnat câștigătorul pentru licitația din Măgureni, ar fi trebuit să-i prezentați o listă cu societăți din Călăraș pentru a derula lucrările cu muncitori din Călăraș și astfel banii să ajungă într-o oarecare măsură la bugetul local. Cum comentați acest lucru? Era posibil? Să-l laud iar negativ. Eu cred că ea nu mai știe nimic ce înseamnă o licitație publică. Cum pot să-mi permit eu în calitate de primar să impun unei societăți comerciale care a câștigat o lucrare, diferite societăți private care să lucreze, fie ele din Călăraș, fie din altă parte. Vă dau un singur exemplu și aș ruga călărașii să gândească. Dacă vine primarul Drăgulin la dumneavoastră, după ce ați câștigat o licitație, spune, lucrez cu firma X, Y, Z din Călăraș, sau numai cu X. Da, acea firmă X, după o lună de zile, constați că lucrările sunt de proastă calitate, da? Că nu se încadrează în termen, și vin la mine, spune, domnule, mi-ai băgat firma aia pe gât. Și acum îmi cer mie performanță. Poate să-mi facă frumos o adresă către DNA sau către organele abilitate, spune că eu am influențat decizia. Cum să fac așa ceva? Este foarte clar. Legea trebuie să o respecte toată lumea. Nu-mi permit să fac diligențe pentru o firmă sau pentru alta, pentru că primarul nu are voie să facă așa ceva. Trafic de influență sau abuz în serviciu. Că au venit unii, nu știu eu după unde. Foarte bine, fiecare societate vine cu cine își consideră că poate să facă treabă. Ei își negociază salariile, poate cu unele persoane au negociat la un preț mai mic, profitul pentru ei este poate mai mare, nu este problema mea. Atâta timp cât în contractele pe care le semnează cu noi, există acea clauză că pot lucra cu subcontractanți. De exemplu, la Poșta Mare, sunt muncitori din Călăraș. El și-a ales, nu e problema mea, nu vreau să mă doară capul, urmăresc. La Poșta Veche, spuneți. Nu, la Piața Mare, pardon. La Piața Mare. La Piața Mare, da. Atâta timp cât el ia decizia, fără influența mea, eu stau liniștit. Dar trag la răspundere pentru lucrările executate. De ce să trimit eu o firmă, lucrează prost și trebuie să închid ochii, băi, că eu l-am adus pe ăsta. Hai să gândim logic. Astea ar fi discuțiile despre canalizarea din cartierul Măgureni. Da. Ce alte proiecte mai aveți în derulare în acest cartier? Este vorba de o capelă pe care vrem să o executăm în curtea bisericii. S-a realizat proiectul. Are deja în mână, ca să spun, acest proiect. Urmează să desemneze constructorul și să poată apuca de lucrări. Aveți finanțare pentru acest proiect? Are toată garanția din punct de vedere financiar din partea primăriei. Va fi făcută cu bani din bugetul local? Cu banii din bugetul local. Uh-huh. Da. Un alt proiect? Știu că de asemenea s-a început, s-a semnat contractul și urmează ca perioada cea mai scurtă după obținerea documentelor necesare începerii lucrărilor să se construiască o creșă în curtea școlii din Măgureni, o creșă a cărui valoare se ridică la aproximativ 2 milioane de lei, fără TVA.
o greșeală cu 38 de locuri, este mai mult construită pentru cetățenii care stau în zona respectivă. Și au copii... Au copii mici, da. Creșa va fi tot cu fonduri din bugetul local, sau? Finanțarea construcției acestei de grădinițe este pe fonduri de la guvernamentare, pe PNDL, și o parte din diferența va fi pe fonduri proprii de la bugetul local. De la bugetul local. Da, bineînțeles. În perioada următoare, ce proiecte veți finaliza la nivel de municipiu? Da. Așa cum am finalizat cu timp în urmă școala numărul 11, cum era, sau cea de unde este acum, își desfășoară activitatea... Numărul 12? Numărul 12, da. Unde își desfășoară activitatea Liceul Știrbei Vodă, uh-huh. Și după 10 ani de stagnare am reușit să o dăm în folosință. Este vorba și de grădința cu 8 grupe, da? Cea din incinta școlii numărul 11, de-aia m-am gândit la... Și a zis numărul 11, care va fi gata începând cu anul școlar 2020-2021. Am reușit să o terminăm. Vreau să vă spun și mi-ar place și vă invit să o vedem, că nu o să tăiem panglica, că mie nu-mi place să tai panglici. Când o să facem o recepție și să vedeți cât de frumos s-a lucrat acolo și de ce beneficiază copiii din zona respectivă. S-a realocat grădința care era în incinta școlii, în incinta liceului Știrbei, astfel încât clasele să fie redate liceului, iar grădința cu o grupă să aibă spațiu propriu. Să aibă spațiu propriu, da. Uh-huh. Despre bazin? De asemenea, bazinul. Bazinul s-a recepționat. Există apă în el. Nu avem activitate pentru că ni s-a impus conform normelor și hotărârilor luate la nivel național. Nu poate exista activitate în bazine acoperite. Din cauza pandemiei? Din cauza pandemiei, da. Noi avem personal, la ora actuală, singurii pe care noi avem, pentru că nu s-au făcut încă cursurile pentru salvamari. Dar în momentul când vom da drumul, vom încerca să aducem pe el cineva din altă parte, până ai noștri și... Să luați o persoană deja... Da, deja pregătită, deja da. Pregătită, da. Da. E vorba de 2 săptămâni, nu mai mult. Cheltuielile sunt foarte mici la ora actuală, pentru că dacă nu funcționează, și nu așa cum zice domnul, 1 milion de lei pe lună. E vorba de 2-300 de mii de lei în perioada asta, și, să zicem, 400-500 de mii în perioada de iarnă. De iarnă. Am crezut că în perioada de funcționare Și marea majoritate a cheltuielor se realizează cu schimbatul apei, care se face o dată pe lună, deși ea este tratată în permanență. Se clorinează, se face, operațiunile necesare ca apa să aibă calitatea necesară pentru un not. Acolo vor avea acces copiii, însă v-ați gândit și la posibilitatea unor abonamente la cerere? Da, am zis că, ținând cont de programul pe care l-au copiii, după ora 18, accesul să fie pe bază de abonament, așa și pentru adulți. Cei care vor să facă not, să vină să facă not în acest bazin. Sunt verificați, bineînțeles, nu trebuie să vină cei care sunt bolnavi sau o alte boli de piele. Poșta veche? Poșta veche, ieri sau alaltă ieri am fost și am făcut o vizită în clădire. Mai sunt ceva de retușuri de făcut. În mare este gata. Urmează cam pe 12-13. Hai să-i până în 15 august să-i facem recepția finală. Deci, toamna acestui an, da. Bazinul, poșta veche și grădinița cu 8 grupe. Bine, mai sunt și alte proiecte. E vorba de renumitul acum, că înainte era cele 8 renumit, când toată lumea a zis că nu să retrag de lângă mine, că nu vor să răspundă. Da, este vorba de Nicolae Titulescu, care sperăm ca într-o lună, am zis eu până pe 15 septembrie, dar eu sper poate să fie mai repede sau mai târziu, în funcție de ce probleme mai apar. Mâine, dacă nu mă înșel, urmează să fie marcat rutier. De asemenea, de luni a început placarea cu piatră a alveolelor.
s-a început de asemenea o verificare de la un cap la celălalt să vedem dacă trotuarele corespund din partea lor, pentru că le-a spus foarte clar, dacă lucrurile nu sunt mai sunt probleme, însă și le facă că nu pot semna niciodată, sau nu vom semna recepția până când, bineînțeles. Proiectele le vom derula pe larg într-o emisiune viitoare. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc.